De obicei pot să preia o mare suprafață a grădinii. Ei pot prelua și alte plante din apropiere, dacă nu există suficient spațiu. În plus, frunzele lor pot crește atât de mari încât umbresc chiar și propriile flori, limitând astfel accesul polenizatorilor și implicit o lipsa unei producții mari de dobrecei. Cultivarea dobrecelului pe verticală aduce foarte mult spațiu în grădină și, de asemenea, plante sănătoase, încurajând circulația și expunerea la soare. Când este cățărat, dobrecelul este mai puțin sensibil la boli și probleme precum mucegaiul sau putrezirea. De asemenea, este și protejată de atacul melcilor care consumă dobrecei cu foarte mare poftă. Ideal ar fi să fie cățărată pe garduri, deoarece sunt grei. În lipsa gardurilor, puteți să îi susțineți pe araci sau chiar îi puteți susține de trunchiul unui copac. Conducerea lor pe verticală implică și copilirea frunzelor pentru a-i reduce din greutate. Se îndepărtează frunzele de la bază și pe cele mai mari și voluminoase. Apoi va trebui să-l fixați și să-l legați cu puțină ață și îl puteți conduce în ce direcție doriți și puteți controla de asemenea numărul de lăstari pe care îi poate avea dovlecelul.